avvicini per la... Sunt un drăgostit până peste cap de Xenia. Deci am ajuns să visez noaptea. Nebunesc. Eu știu că lui Iad îi place de mine, dar pot să zic da așa din prima. Expiră, ne îndoim cu fruntea către degețele. Ce faci, mă, aici? Ce să fac, mai bine zici că nu vezi ce fac. De când iese cu băieții, a luat-o razna. Imediat că vin. Bună. Bună. Tu, unde o duc eu pe fata asta așa îmbrăcată? Unde o duc? Mi s-a luat de cluburi, de toate chestiile astea care... Și ai zis că venim pe dig, pentru că aici e... E lic. Nu știu dacă să plâng, dacă să râd, dacă să mă bucur. Pur și simplu nu mai așteptam la așa ceva. Păi, Pârlitule, tu de când ești cu fata mea? Am aflat adevărul despre Adrian. Niciodată nu ți-a convenit nimic. Ăla-i prost, ăla-i delinvent, ăla-i sărăntoc, ăla-i nu știu cum. Crezi că am vrut să te mint? Poate că vă rușinați, poate că vă deranjează, poate că nu este ușor să vorbiți despre soțul dumneavoastră, despre de ce este el în închisoare. Ai auzit, Xenia? Doamne, asta ne mai trebuia. Să ne eludim și cu un pușcăriaș. Păi ajunge, te răsunul. Conform principiilor de bază ale unei democrații, toți ne naștem și suntem egali. Este adevărat, însă nu toți avem aceleași șanse în viață. Unii copii au privilegiul de a proveni din familii care le pot oferi foarte multe și atunci e firesc că au un start bun în viață. Ca să-i ajungă, cei mai puțin norocoși trebuie să muncească enorm și să prindă conjuncturi potrivite. Însă, ce trebuie să facă un tânăr care aparține unei categorii sociale, dar și-ar dori foarte mult să fie în alta? Cum trebuie să acționeze ca să fie acceptat? Sunt întrebări grele, la care încă nu avem răspunsuri. Adrian este un tânăr de 20 de ani care experimentează pentru prima oară o mare iubire, însă lucrurile nu sunt tocmai simple când cea de care ești îndrăgostit aparține parcă unei alte lumi. Ia vecinii pe lac. Sunt îndrăgostit până peste cap de Xenia. Deci am ajuns să visez noaptea. Dar parcă totuși e prea mult pentru mine, nu știu. Bă, frate, mă omoară fata asta. Păi, și nu faci tu nimic în legătură cu asta. Și ce vrei să fac? Păi, fai cu mâna, uite spre noi. Și ce vrei, mă, să mă bag după aia pe aici, nebună? Capi, dacă trebuie, normal. Hai să mă pun în cap, să mă arunc în apă. Eventual dau și tu vreo două teritorii de parc. Păi, de ce nu? Dacă vrei să-i atragi atenția. Așa? Păi, în altfel, cum vrei? Până la urmă, Cosmin are dreptate. Încercarea moarte n-are. Nu risc, nu câștig. Scoate telefonul, fă o poză, arată că ești interesat și tu. Ce, că sunt disperat? Ce să-i fac nu, poze? Nu, că ești disperat. Păi dai, faci poze, du-te, ia uite, se apropie, du-te mai aproape acolo, fă-i poze, ceva. Ma... Xenia! Fă și cu mâna, mă, fă și cu mâna. Xenia! Bună! Dinspre spate spre față, dă dinspre spate spre față. Dacă aș fi fost în locul lui, aș fi notat până la Xenia. Dacă vreau ceva, eu mă duc după el, nu aștept până vine la mine, nu. No. Mă duc direct, nu se pune problemă. Ma, te-a băgat în seamă. E un semn bun ăsta, zic. Cred. Da, foarte bun. Fii tu mai dur, n-ai mai... N-ai văzut ce ciudat să uită la mine? E, să, păi se chinuie pe placa aia. Dur? Și ce vrei să zic? Să pare că ești tu interesat. Nu vrea să mă duc să mă urc acum pe placa asta, să mă dau pe lac. Ce are? Ești nebun, rău de tot. Fii tu un pic mai tupiști ceva, așa? Stam amândoi, ne uităm așa. A, ce faci? Doar o armiri? Bă, să știi că e o priveliște frumoasă. O fi priveliștea frumoasă, dar nu vrei să fii și priveliștea ta? Da. Xenia, dacă tot ne-am așezat, haide să începem și clasa de yoga. Tu ai auzit? Yoga? Cum să faci, mă, frate, yoga pe apă? Mâinile sus în aer, ele vor veni împreună. Inspiri adânc, ridicând diafragma. Umple plămânii cu aer, cu oxigen. Expiră. Mâinile înapoi, pe genunchi. Eu din ce am văzut în filme yoga, trebuie să te dai cu mâinile peste cap. Păi și pentru ea nu faci asta? Stai și în cap, cred. Face ea, frate, nu eu. Păi face ea, dar faci și tu pentru ea, nu? Ca de să arăți că ești acolo lângă ea. Suport ceva? Păi văd că îi fac apă. Păi și te duci și tu pe aceeași plotă sau ce-o fi să asta? Să cădem amândoi. Sus împinge din umăr, privește către cer.
expiră, împinge din braț și aduce zotul pe călcâie, lăsând brațele acolo unde sunt ele. Charles pose foarte bine, îndreaptă spatele, bărbia în piept, bărbia în piept, întinde foarte mult, așa. Ma, și-a început. Da, mă, te uita încolo, uită-te încoace. Nebunesc. Piciorul drept. Așa, foarte bine. Și dacă vrei să încerci, ridicăm și stângul. Hai să vedem cum e. Și stâng. Brațul stâng. Hai să vedem. Se poate? Se poate. Expiră. Sunt total pierdut. Crede-mă că sunt total pierdut și nu știu ce să fac. Te cred pe cuvânt. Dar eu zic să te bagi în seamă cu ea. Am făcut-o deja. Altceva. Să te duci lângă ea, să-i faci cu mâna acum. Uite că se apropie. Să te bagi tu la yoga. Da, ce-ar mai fi să mă bag la yoga, nu-i? Da. Aceea salteluță, ceva frumos, da. Vă luați în brațe. Da, da, da. Hai să mergi. Și un film romantic, eventual, nu? Pe telefonul la tine? Da, l-am. Bun. Dacă mă bag în apă să nu mai am. Păi e waterproof, nu e? Ba, da. Și atunci? Hai că îi zic să te bagi și tu. Nu. Xenia! Vrea și Adi să se bage. Primești? Păi, da, că eu l-am chemat deja, dar da, nu știu. Haideți și voi. Mult noroc, succes, eu nu te las, te-am pupat. Papa, nu mai. Nu cred că sunt îmbrăcat adecvat. Yoga. Ce să fac asta? Încerc, mă apuc și tot asta, n-am ce să fac. N-am încotro. Eu știu că lui Adi îi place de mine, dar nu pot să zic da așa din prima. Trebuie să las să mă curteze, nu? Inspiră, brațele sus cum am făcut și pe placă. Expiră, deschide inima. Deschide inima. Pieptul, inspiră brațele din nou sus, întinde, expiră, ne îndoim cu fruntea către degețele, însă fără să îndoim spatele, da? Inspiră palmele pe pământ, ceea ce știm noi ca plank, noi numim chaturanga, yogi's choice, și ne ducem către o flotare. Dar împingem către cobra pe care am executat-o și mai devreme, upward facing dog. Eu vreau să-l supun unui test. Prea greu nu e, că doar întinzi un pic brațul, întinzi un pic un picioruș. Se poate. Și împingem șezutul cu spatele drept către cer, privirea către degețele. Întinde spatele și picioarele foarte bine. Nu e deloc atât de greu precum pare. Deci trebuie doar puțină voință. Flexăm genunchii și sărim în față sau pășim. Foarte bine. Mâinile înapoi pe genunchi, spatele drept. Un ultim fold cu fruntea către picioare. Urmând să încheiem cu brațele sus. În postura cu palmele în dreptul inimii. De recunoștință. Eu am încercat, am făcut un efort pentru ea, dar pentru asta trebuie să se revanșeze și ea, înzecit. Deci, exact cum a spus profa, dacă vrei ceva cu adevărat, poți. Ia să vedem, Adi, tu poți? Ce nu face un tânăr pentru o mare iubire? Merită să scrie poezii, să plăsmuiască lumi din cuvinte frumoase, să-și pună sufletul pe tavă, dar la nevoie să facă și puțină yoga. Ce faci, mă? Ce să fac? Yoga, du-te pe yoga, da, yoga, râzi. Ți-a trebuit iubire, mă. Ce să-ți fac dacă îți place mult de Xenia? Ce să-ți mai fac ce acum? Ce să faci? Tu ai zis, du-te ia-l și pe la yoga să facă yoga, hai, mă. Bă, l-am crezut că te duceai să-și la mișto așa, serios acum. Și dacă ai zis la mișto, de ce m-ai insistat? Pentru că poate nu te duci tu, rezici tu ceva acolo la tu chiar te. Și după ce că sunt lași și că n-am tupeu. Și ce impresie își făcea de mine? Prietenul meu e îndrăgostit lulea, nu mai poate după Xenia. Mă râs, tu râs, dar dacă zici ce-am făcut... Ia zi, uimește-mă. Păi tu te-ai uitat, dar te-ai uitat degeaba. Păi de ce? N-ai văzut că am vorbit cu ea? Ce să văd eu prin sticla asta? Ce ai vorbit? Ia zi, uimește-mă. I-am zis, pentru ce am făcut pentru tine, diseară ieși cu mine în oraș. Nu cred. Cum nu cred? Serios? E, uite așa bine. Mamă, mai spune-mi, te rog eu frumos. I-am zis, pentru chestia asta trebuie să zici da.
la o ieșire în oraș. Și ce a zis? Chiar a zis da? Da, auzi. Bun, bravo, felicitări, bravo, băiețașule. Păi ce, cât mai vrei să stau așa? Că stai așa și n-ajungi nicăieri. M-am cunoscut cu el la facultate și l-am luat în gașca mea. Da, ne... îi dăm anumiți bani și ne face lucrările, să trecem și noi cu brio. Și acum alții și eu pe lângă mine că urmează licența și na, trebuie să trec și eu până la urmă, nu? Băi, Cosmine, am o problemă. Mulmește-mă, tu ai mai multe de obicei, da? Hai să o și pasta. Ai zis-o bine că am mai multe. Trebuie să mă duc, ți-am zis diseară cu ea, trebuie să ies undeva. Așa. Ai zis bine că am mai multe probleme, una dintre ele... Te rog mult să-mi dai și pe mașina, ca să nu mă duc ca prostul. Cine știe ce, am nevoie de mașină. Mă omor cu asta. Și a așa. Doua chestie, nu știu unde să o duc. Bă, dar nu știu deloc unde să o duc, pentru că fata are standarde. Păi normal că are, n-ai văzut cum arată. Serios acum. Bă, eu îți dau mașina. Așa. Dar ai grijă de ea. Da, am grijă de ce. Vreau, nu te faci pachet. Ce-i? Altfel... Mă cer și eu cu tata, nu numai așa. Da, mă, stai niște, nu se pune problema. A doua problema ta o rezolvi astfel. Te duci la un restaurant frumos, decent, de fițe, lux, cu o priveliște frumoasă pe malul lacului, ceva, și o dai pe spate. De ce? Păi da, tu n-ai văzut cum arată. Tu crezi că o duci într-un băruleț de ăsta, hai, hap, ce aparți, așa a fost? Bă, eu nu scud astea, frate, adică... Tu nu ești, dar e... Vrei să o ai sau să nu? Mi-e greu să-i dau dreptate din nou lui Cosmin, dar chiar are dreptate. Ai văzut că mai e o problemă. Ia. Ai omis-o. Trebuie să te duci și tu. Să te faci tu, te aranjezi un pic la un barbershop, ceva. Să mai ieși tu din bar, mai aia, să mai aranjezi un contur, ceva așa, mai finuț. Nu lianele alea ce ai într-un barbă. Așa. Pe mâini, te duci, te epilezi frumos, ce așa. Ce să facă, mă? Să te epilezi, ce vrei să fii părul ăsta, așa? Ai potolit. Am ajuns cu ea în anumite ipostaze și să fii cu păr pe tine și cu tot felul. Serios acum? Ia, pe piept ai? Ia. Și pe ăla, te faci complet, nu se pune problemă. Serios acum? Nu știu de ce se supără pe mine. Eu nu văd de bine. Estetica și banii contează cel mai mult. Dar ce sunt, mă, femeie? Nu ești femeie, mă, dar în clipele astea, femeilor le plac bărbații îngrijiți, nu așa ca păi, tine. Păi, îngrijiți până la un punct. Păi, eu mă mir că s-a uitat la tine, la ce hal arăți așa. Adică? Păi, uite-te și tu, ai păr pe mâini, păr, la barba aia nearanjată, de nimic. Unde ți se pare, mă, frate, cam ăsta ți se pare păr pe mâini? Ăsta e mult pe tine, te mult. Duci, îl faci deloc, să nu fie deloc, piele, să aud așa, nici cum. Eu am impresia că mă iei la mișto. E, te iau la mișto, dacă te luam la mișto, nu-ți mai dădeam nici mașina și nu te mai învățam nimic. Eu nu sunt genul ăsta așa de pițiponceală. Da, trebuie să-i dau dreptate lui Cosmin. A ajuns să se poartă pițiponceala și la bărbați. Și până la urmă, din ce am văzut, toți prietenii mei sunt ba pensați, ba epilați până peste cap și chiar tind să cred că genul ăsta prinde la fete. Mă, vrei să fii cu ea? Băi, omule! E a 15.000-a oară când mă întreb chestia asta. Tu realizezi că e a 15.000-a oară când mă întreb chestia asta? Păi te întreb că văd că nu ești hotărât. Eu, sunt eu hotărât. Te învăț aici, tu nimic. Dacă eu din moment ce ți-am spus de 15.000 de ori, da, răspunsul. Și tu mă întrebi a 15.000-a oară, unu, întrebarea, de ce, bă, frate, mă mai întrebi încă o dată, că nu înțeleg, să mor eu. Păi tu te-ai dus, ai făcut toată treaba de yomba, ce ai făcut pe acolo. Yoga. Exact cum ce o fi fost. Și acum? Gata, lasă, astea v-am stabilit, te rog eu frumos, te sun, nu știu, te sun să-mi zici, sau sună-mă tu, te rog eu frumos. Păi mă sun că dacă găsești restaurant sau ceva, că dacă nu... Mă, lasă-mă în pace, am plecat, gata, mi-a mers de mașină, ți-o aduc întreaga, am plecat, te pup, pa, pa. Bă, să mă sun, să mă ții la curent, ai înțeles? S-o crezi tu? E, da, i-auzi. Eu înțeleg că nu-s ca ei, dar parcă nici n-aș vrea. Într-adevăr, Adrian aparține unei alte lumi. De mulți ani este crescut foarte greu doar de mamă, iar acum tânărul a intrat într-un grup în care valorile par altele. Aici, aparențele sunt cu adevărat importante, mai ales când vrei să cucerești o domnișoară care își permite multe. Gata, nu pot. N-ai cum. Nu pot. Când n-ai prea mulți bani, trebuie să te descurci singur. Te faci singur. Spre exemplu, un tuns, un epilat și un pensat la
Salon era 200 de lei. Ce făceam? Adrian, ești ok? Da, lasă-mă că-s la baie! Aaaa! Doamne ferește, ce face copilul ăsta aici, mai? Da, mă, Adrian! Ce faci, mă, aici? Ce să fac, mai bine zici că nu vezi ce fac! Doamne ferește, mai copile, tu ai nebunit la cap? De ce? Păi tu te epilezi, tu ești da. Fată! Ce are? Mai bărbații nu se epilează, mă, mamă! Tu ai văzut pe cineva la noi în familie, mai, să se epileze? Mă, Adriane, ce cu prostiile astea la tine, mă, mamă, că nu te mai recunosc, mă! Unde scrie? Măi, ai luat o raznă de la o vreme! Ci, Doamne! Ia! Ce? Tu te-ai pensat, mă? Da! Mă, tu mi-ai luat mie penseta? Ai nebunit la cap, cercei, nu vrei? Nu! Stai, mă, cu minte, copile, revino, îți lasă astea le folosesc eu, dar termină cu prostiile, că mă faci de mirul lumii. Mă, suntem noi săraci, dar nici să te prostești în halul ăsta, mă, copile. Unde ai văzut tu așa ceva să se epileze bărbații? Doamne, dar câți bărbați Dumnezeule! Se epilează, toți se epilează ziua de azi. Măi, mamă, tu ești un bărbat. Dacă toți bărbații se epilează, asta înseamnă că tu trebuie să faci la fel. Care e diferența dintre tine și o femeie? Hai să-ți dau și chilo stânga, mamă, iartă-mi expresia. Doamne Dumnezeule, ce mă fac eu cu copilul ăsta? Am trăit să o văd și pe asta. La 20 de ani să se epileze, se pensează. Ce fac eu cu el la 30 de ani? Doamne, o să aibă o familie, o să aibă niște copii. A luat-o lumea razna, nu mai știu ce să înțeleg. Toți băieții din grupul meu se epilează. Doamne Dumnezeule! Păi, mamă, ascultă-mă, nu mai sunt... Ăsta e efect de turmă, Adrian. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu sunt la mine în familie, cât stai, nu te epilezi, să-ți fie clar. Nu termină mai sunt prostiile astea. Deodată. Nu mai sunt timpurile de pe vremuri. Nu mai sunt timpurile alea. Acum femeile și fetele de vârsta mea apreciază și se uită după băieți care se îngrijesc. Păi și ce, tu nu ești îngrijit? Ce-ți lipsește? Mai spălat ești, călcat ești, parfumat ești, mă străduiesc să fii bine îmbrăcat, să arăți bine, să fii decent în societate. Ce-ți trebuie mai mult? De ce atâta îngrijire? Un bărbat e îngrijit. Și dacă are păr, așa l-a lăsat Dumnezeu cu păr. Și dacă ții părul, care e problema? Și dacă nu ții lei, care? Păi dacă lumea, femeile de vârsta mea și în ziua de astăzi preferă bărbații pe pilați. Bun, și te aștepți tu, ca bărbat. Cum ar fi dacă o femeie și-ar lăsa mustață? Hai să o pune, hai să inversăm rolurile, vrei? Eu de mâine îmi las mustață. Da, că dacă tu te epilezi și te pensezi, mie ce mai îmi rămâne? Nu se poate așa ceva, adică nu se pune păi, problema. Nu, Adrian, dar stai și gândește-te că deja exagerezi. Te duci într-o direcție în care nu te caracterizează, măi, copile. De ce? Pentru că nu ești femeie, ești bărbat, bărbații au păr pe picioare, bărbații nu se epilează, măi, ce să-ți spun mai păi mult? Păi și asta înseamnă că trebuie să stau așa cu părul pe mine cât claia? Păi nu neapărat să stai cu părul pe tine, dar spune-mi și mie, ce atâta nevoie e să... Uită-te și tu, Doamne, măi, mai mult păr am eu pe măi, numai decât tine, măi, mai pensat ești tu ca mine. Și nu că e vorba de aranjat aici, e vorba de o extremă. Nu înseamnă că dacă ai o sprânceană mai groasă, nu te place. O femeie te place pentru ceea ce ești, pentru ceea ce gândești, pentru ceea ce... cum te porți cu ea. Nu trebuie să te placă pentru că ai piciorul mai epilat ca ea sau sprânceana mai epilată ca ea. Ce să mai... anturajul l-a schimbat. De când iese cu băieții, a luat-o razna. Eu mă întreb, cine îi plătește consumația? El are impresia că toată viața o să-i plătească prietenii consumația? Trebuie să înțeleagă că nu avem. Dar nu se poate așa ceva. Nu te poți baza mereu pe altcineva. Trebuie să schimbe gașca neapărat, că l-a schimbat de tot. Nu-l mai recunosc. Băi, mam, eu iubesc o fată, îmi place din tot așa. Sufletul de ea. O iubesc pe Xenia și ea face parte din anturajul ăsta. Acum ce trebuie să fac? Mai ea știe cine ești? Da. Știe câți bani ai? Nu. Păi și când o afla că tu nu ai bani, dar ce o să faci? Ce o să faci? Spune-mi și mie. O să mă descurc. Măi, omule, când tu pornești cu minciuna la drum, minciuna are picioare scurte. Când o să afle fata asta că ești sărac, crezi că o să te iubească mai mult? Măcar să știe că ești sincer, atât. Măcar dacă, și dacă te apreciază,
te va înțelege și veți construi împreună un viitor. Așa, pornind cu minciuna, nu-i dai nicio șansă. Pentru că în momentul când va afla, te va considera și mincinos, nu doar sărac. Ce spui de asta, Adrian? De ce e vorba doar de statut și de bani aici? Eu asta nu înțeleg. Păi de ce asta te întreb eu pe tine. De ce asta... se rezumă totul la asta? Eu nu înțeleg. Nu, Adrian, eu asta te întreb eu pe tine. De ce e vorba de statut? Tu ții la statutul pe care nu-l ai. Eu nu țin la niciun statut. Mă vezi pe mine să umblu cu vreo gașcă bogată? Tu ești cu statutul. Care e problema ta? De ce nu te accepți așa cum ești? Cum ești? Ia dacă tu vei fi sincer și va ține cu adevărat la tine, te va accepta așa cum ești. Dacă nu, găsește-ți o femeie de tapa ta. Ha, mamă, te rog eu, lasă-mă frumos, te rog eu, lasă-mă în pace. Mai bine îmi dai și mie niște bani să mă duc la întâlnire cu Xenia. Păi de unde, mamă, să-ți dau bani? Cum de unde? Păi da, mă știi pe mine cu bani, ți-am spus că mi s-a tăiat salariul luna asta. O să avem din nou o perioadă foarte grea. Nu mi-ai spus. Ba da, ți-am spus. Ideea este că tu nu trebuie neapărat să o duci pe ea undeva. Ia o păturică, du-o undeva, spune cine ești, fii sincer cu ea. Și te va înțelege. Mamă, unde te crezi? Să o duc la picnic unde? Să ce? Mă crezi, te crezi în 1900 toamna? În filme romantice? Nu știu, romantice? Atunci faci cum vrei. Nu e treaba mea. Nu trebuie să susțin eu ifosele. Hai, dă-i drumul, lasă-mă că știu eu cum să fac bani. Lasă-mă de pilatul și astea și bagă-ți mințile în cap că nu e ok. Lasă-mă că știu eu cum să fac bani. Hai, lasă-mă pace. Treaba lui, eu mi-am luat mâna după el. Mi-am făcut treaba, mi-am făcut datoria de femeie, de mamă. Dacă el vrea să continue așa, e doar problema lui. Facă ce vrea să se spele pe cap. O faci tu pe mine. Din apartamentul modest al lui Adrian, mergem la impunătoarea casă în care locuiește Xenia. Aici perspectiva vieții e alta, dar dincolo de bani și tinerii bogați simt la fel de puternic fiorii unei posibile iubiri. Hei, ce faci, tati? Bine, mă duc în oraș. În oraș? Da. Păi așa elegantă? Da. Foarte bine. Și stă mult? Nu. Puțin. Puțin, puțin mai mult. Bine, ai grijă. Bine, hai. Ok, bye. Hai, pa, bye, zi faină, pa. Trebuie să fiu cu ochii cât cepele pe Xenia. Dacă o scap acum, nu mai am cum să mai redresez situația. Imediat că vin. Bună. Bună, mamă, dar ce mașină avem, wow! Păi... E așa frumoasă că nu te poți da jos din ea, nu? Tu, unde o duc eu pe fata asta așa îmbrăcată? Unde o duc? Alo, Mircea, vreau să-mi verific și mie un număr de mașină. Ce număr? Normal, B37. Dar repede, da? Ok, hai, te aștept, repede. Bye. Așa sunt eu. Verific tot. Dacă îmi convine, o las. Dacă nu, nu mai las a doua oară să se întâlnească cu băiatul. Câți cai are? Mulți. Contează cai sau contează ce știe să facă? Am emoții, sincer. Cu 200 de lei, nu prea știu unde o să mergem. Dar mă descurc eu. De spus, nu pot să spun unde mergem pentru că este surpriză. Și vreau să fie ceva special. E un loc în care nu ai mai fost, 100% bag mâna în foc că n-ai mai fost acolo. Este un loc în care mă simt super bine și o să vezi că o să-ți plac. Și mai mult, sigur, o să te impresionez. Am mare emoții legate de întâlnirea asta. Sper să fie de bun augur. M-am chinuit să mă îmbrac frumos. Sper să-i placă. Uite, și ca să vezi că eu chiar vreau să te surprind, poftim. Așa. Asta e o surpriză. Leagă-te cu asta la ochi și gen o să te dezleg fix când ajungem acolo, să vezi ce surpriză mișto ți-am pregătit. Așa, pentru că mergem pe încredere sau? Păi, eu așa merg cu tine, personal. Păi da, dar noi nu ne știm de foarte mult timp. Leagă-te la ochi și mergem. Unde? Nu contează. La așa ceva nu mă așteptam. Păi cum să mă lege la ochi? Dacă mă duce cine știe unde? Să-mi facă cine știe ce? Da, nu știu ce să zic, adică... Nu mă așteptam cum să reacționezi așa, adică eu chiar am încredere în tine. Păi tu sigur că e ușor să ai încredere în mine pe de-o parte, că na, eu sunt femeie aici, dar hai, bine, bine, hai, hai, oricum. Mai trag cu ochiul. Lasă-mă, lasă-mă cu mine. Ok. Nu vezi nimic, da? Nu, momentan nu. Să nu mă minți. Nu te mint, nu te mint, pe bune, chiar nu bine. Te mint. Bine.
În cercul nostru de prieteni se discută altfel de lucruri. Lumea spune de fapt că el nu ar avea bani, că nu ar avea o situație financiară atât de bună. Dar eu văd cu totul altceva și tind să cred că lumea este de fapt invidioasă. Adrian a găsit o cale bună să ascundă faptul că nu are mari posibilități, dar oare Xenia va aprecia ingeniozitatea băiatului? Ce fac acum? Vino încoace, dă mâna, ușor. Așa. Și vino încoace. Da. Ușor, dar ușor. Dar îmi spui dacă am făcut treaptă sau ceva? Da. Așa. Ușor. Bine. Fă un pas mai mare acum, unul mai mare. Așa, perfect. Așa. Haide. Vezi că e o treaptă mare. Așa, ok. Mai una. Mai aici. Gata. Mergi. Se simte... Și vezi că vin trepte, multe acum. Ok. Ușor. Se simte briza. E la mare? Chiar e la mare? Nu. Nu? O să vezi. Te invit aici, este șansa ta. Cam așa mă simt eu acum. Surprize. E ceva retras. Liniștit. Mai avem puțin. Scări? Hai, încă una și încă una. Și acum vezi că nu mai ai scări. Ok. Și acum scară. Așa. Încă una. O să ții minte asta toată viața. Da. Ușor. Unde m-ai adus? Ușor. Pas mare, așa, gata. Mi-am stricat pantofii gata. Din cauza stop, ta. Stop. Oprește-te puțin. Așa. Stai nemișcată. Bine. Și așteaptă-mă, nu știu, un maxim un minut până pregătesc eu surpriza în continuare. M-am gândit la ceva frumos. Și pe buge micuț. De două semișuri. M-ai adus aici ca să ne bronzăm, gratis, nu? Nu te-am adus să te bronzezi gratis. Așa. Te-am adus aici pentru că mi s-au luat de cluburi, de toate chestiile astea cu care... Și ai zis că venim pădic, pentru că aici e... E liniște. Nu știu dacă să plâng, dacă să râd, dacă să mă bucur. Pur și simplu nu mai așteptam la așa ceva. Gata, ați venit porumbeilor? Da, hai să-l cunoști pe prietenul meu. De câteva zile ies cu Xenia și chiar sunt fericit. Măi, pârlitule, tu de când ești cu fata mea? Păi mașina asta cu este. Cum chiar adică? Lui? Am aflat adevărul despre Adrian. Provine dintr-o familie cu probleme. Și eu nu vreau să am așa ceva la ușă. Băi, lasă-mă, nu mă mai atinge. Băi, ești nebun la cap, ți-am zis să-mi dai cheile. Băi, ți-a zis, mă, să nu mai atingi? Mamă, ce faci, mă? Bă, ți-a zis să nu atingi? Mamă, să vezi ce fac? Nu mai da, bă! Toate astea se întâmplă numai mie. Și vina mea, până la urmă. Ușor. Da. Și acum, fii atent. Un pas, încă un pas. La și vale? Da, la vale. Nu mergem la vale. Și lasă-te ușor în jos. Ușor în jos. Poți să te pui gen jos, de tot. Că îi place, că nu-i place, știu eu cum să o dau gata. Ești pregătită? Da, haide că bine, nu mai pornești. Bine, hai că-ți dau asta jos. Haide mă, pe bune, pe dig m-ai adus. Dar crezi că eu nu puteam să vin singură pe dig? Tu ai văzut cum am îmbrăcat eu? Păi am văzut. Ce ai văzut? Că ești îmbrăcat așa. Așa. Și... De ce trebuie să fie tot timpul despre chestiile pe care le faci zilnic? De ce nu vrei să faci ceva neobișnuit pe care nu-l faci în fiecare zi? Dar tu ai văzut totuși cum sunt eu îmbrăcată? Tu te-ai luat un pic după asta? Păi am văzut. Dar de ce te-ai îmbrăcat așa? Pentru că ai spus că ieșim. N-ai spus că ieșim pe dig? Păi ți-am spus că te duc undeva surpriză. Tu ai păi interpretat-o cum ai vrut tu. Păi da, eu m-am gândit la o altfel de surpriză. Dacă asta e surpriza... Deci mi-am cumpărat rochiță. De fapt mi-am cumpărat 3 până să ajung la asta. Și m-am îmbrăcat frumos, am luat tocuri, cercei, alea și m-am dus pe dig. Nu pot să înțeleg, nu știu cum să mă simt de fapt. Ok, hai să zicem așa. Cu ce aș fi fost eu mai bun față de orice tip din viața ta dacă te-aș fi dus într-un mall, la un restaurant, chestii pe care le face oricine și probabil le faci zilnic. Am vrut să fac ceva special. Pentru că dacă nu ți-ai dat seama că ești o persoană specială pentru mine. Nu zic că nu. Contează să ai cașcaval, dar contează să ai și papagal. Și deci m-ai adus aici ca să ne bronzăm, gratis, nu? Nu te-am adus să te bronzezi gratis. Așa. Te-am adus aici pentru că este un loc retras, liniște da. Și
chiar sincer îți spun că mi s-a luat de toată agitația, de efectiv de toate zgomotele din jur. Uh-huh. Mi s-a luat de cluburi, de toate chestiile astea care... Și ai zis că venim pe Dic, pentru că aici e liniște. Păi e liniște. Așa, și alte locuri cu liniște nu mai existau. La munte, spre exemplu, nu era liniște. Pe Dic e liniște. Păi da, Xenia, dar de ce nu privești partea cealaltă a lucrurilor? Adică eu m-am străduit să-ți fac ceva. Mm-hmm. Ce-ai făcut? Da, hai să vedem, da. Ți-am făcut niște sandwich-uri sunt făcute de mine. Așa, de câte ori ai și, da, de câte ori ai și tu cu un tip la o întâlnire care ți-a gătit el ceva? Pentru că sandwich-ul e o mare găteală, nu? Nu contează. Da. Cine ți-a mai gătit până acum undeva? Să te ducă undeva unde n-ai mai fost. Să facă niște chestii pe care probabil nu te-ai fi așteptat să le fac. Cine a stat cu tine sau te-a ascultat vreodată doar pentru că a simțit să facă asta și pentru cine ești tu? Adevărul e că nu mă așteptam la așa ceva. Nu știu dacă să plâng, dacă să râd, dacă să mă bucur. Pur și simplu nu mă așteptam la așa ceva. Uite, Xenia, avem bani. Da, ok, banii nu rezolvă tot în viață. Gen, eu am învățat în timp și am crescut așa fel încât să nu-mi ia banii mintea și să fiu cu picioarele pe pământ. Adică să mă mulțumesc și lucrurile simple. Pentru că am avut anumite momente în viață în care chiar am văzut că banii nu rezolvă tot. Bun, am fost în pandemie. Ce am făcut cu banii? Ce am făcut eu? Ce ai făcut tu? Am stat închiși în casă. Ce am făcut noi diferit dacă am avut bani față de ceilalți oameni? Nimic. N-am rezolvat absolut nimic. Deci, crede-mă, trebuie să vezi viața exact așa cum e ea, bună, rea, dar trebuie să înveți să te bucuri de absolut tot. Da, mă, știu, ai dreptate, dar nu m-am așteptat ca la prima întâlnire. M-am zis că, na, ne bucurăm de lucrurile astea mai târziu. Aveam alte așteptări, de fapt, îmi pare rău dacă... Și tocmai chiar dacă... Eram conștient că sunt două variante, să fii plăcut impresionată sau prost impresionată, dar mi-am asumat riscul și... Aia, am zis că trebuie să fac ceva diferit, pentru că probabil mulți alți băieți te-au scos undeva în oraș și au făcut aceleași chestii și probabil au avut aceleași interese la tine. Dar am vrut să fie ceva diferit. Vrei să te plimbi cu un iaht ceva? Zi-mi că rezolv. Sunt pe cineva, nu am eu iahtul meu, dar vorbesc cu cineva și se rezolvă. Dacă vrei și vrei ceva... Nu, mai nu, ai dreptate, nu, e frumos aici. E liniște, e curat, fără virus. E bine, pare rău. Hai să mâncăm ceva mai bine. Vrei? Da. Ai curat să mănânci ceva de la mine? Te riști? Da, nu cred că o să mor. Cel mult o toxinfecție alimentară, nu? Ia, încearcă. Poate-ți schimb părerea. Crede-mă că mie chiar îmi place foarte mult de tine și, nu știu, chiar aș vrea să fim împreună, să-mi dai o șansă, să vezi că probabil nu sunt așa cum ai auzit de la alte persoane că sunt. Și vreau să mă vezi cum sunt eu cu adevărat. Și banii nu m-au schimbat și nu o să mă schimbe niciodată cu mine. Da, uite tot ce am spus, te rog frumos, și hai să avem un alt început, bine? Până la urmă, el într-adevăr a făcut ceva diferit. A muncit ceva pentru lucrurile astea, ca să zic, mi-a gătit. Într-adevăr, sandwich-uri, dar le-a gătit. Nu mi-a făcut nimeni niciodată sandwich-uri. Și are dreptate. M-a surprins, plăcut. A fost cu sentiment. Hai, iată-te, mă gură. Hai, să iau de la mine. Hai, mă, n-ai curaj? Mm-mm. Serios? Mm-mm. Bine, hai. Până la urmă, mama are dreptate. Dacă știi să vorbești frumos unei fete, îți picăm palma. Încă un pic și e a mea. Adrian deja visează la o relație cu Xenia, însă părinții ei, oameni obișnuiți să controleze totul, au intrat deja pe fir și au aflat câteva lucruri despre Adrian. Nu știu, măi, nu știu ce să mă mai fac, că nu răspunde. Uite. Stai, mă, fii calmă, mă, Cristina. Tot încerc și nimic. Dar dă-i un mesaj măcar. Păi i-am dat și mesaj, am sunat-o, i-am dat mesaj, acum sunt din nou. Nu știu ce dar se întâmplă cu fata asta. 30 în 30 de secunde. Păi dacă nu-mi răspunde, ce să fac? Trebuie să-mi răspundă, nu? Până la urmă o să-și dea seama că e ceva important. Mă pui și pe mine pe jar. Lasă-o un pic. Bine, eu o las. O mai las. Ce să spun?
este strigător la cer. Parcă eu cred că am scăpat-o din mână, să știi. Adică? Încep să cred că am scăpat-o din mână, păi nu vezi? Stai liniștită, că am aflat tot despre acest om, știi discuția. Bine, mamă, că l-ai verificat. Asta este, bine că ți-a trecut prin cap treaba asta. Ca deci, de obicei. Astăzi o tăiem, îi spunem cine este acest domnișor. Da, trebuie. Simplu, eu când vreau să aflu ceva, dau două telefoane și aflu ce a sub și de la maică sa. A, ia. Ia uite că au ajuns, da? În loc de bun venit, părinții Xeniei au deja pregătite multe întrebări la care Adrian nu are deloc răspunsurile pregătite. Gata, ați venit porumbeilor! Da, hai să-l cunoști pe prietenul meu. De câteva zile ies cu Xenia și chiar sunt fericit că ne merge bine împreună. Care prieten? Ce să rămână, măi, pârlitule? Tu de când ești cu fata mea? De ce m-a prins așa? Da. Păi m-a prins! Pentru că tu ai spus o vorbă când ai plecat de acasă și acum uite-te cu cine te prezinți. Nu, hai să dăm lucrurile pe față. Eu știu cine ești. S-a închis telefonul că e în adică mașină. Dar ești Adrian, da? Da, eu sunt Adrian. Hai să o luăm de la capăt. Mașina asta cu este. Chiar lui. Am aflat adevărul despre Adrian. Provine dintr-o familie cu probleme. Și eu nu vreau să am așa ceva la ușă. Ai auzit de Cosmin Iordănescu? E prietenul meu cel mai bun. Așa, și mașina nu e pe numele lui? Nu. Nu-i aparține? Nu. Este a ta? Da. Vrei să cer actele să te verific? Cum să fie, domne, mașina ta? Hai să spun ceva, măi, păduche. Tu ești verificat întru totul, și viața, și unde stai, și cine-i mama ta, și ce faci tu. Ai înțeles? M-a verificat taxul. Am dat de belea și cred că Xenia o să afle absolut tot. Ai tu pe ăsta să-mi spui tu mie, în curtea mea, venind cu fata mea, că ai mașina ta și că cine ești? Măi, ești mama, dar tu cum poți să crezi așa ceva? Cum tu, Xenia, ce știi despre el? Ia spune-mi acum, de față cu el. În afară că v-ați sărutat pe dig și ați ciocnit două pahare la colț de stradă și poate ați mâncat și un pumn de semințe, nu? Da, aici, în colțul străzii. Că ai spus că pleci în oraș. Ăla e oraș, pe dig, pe lac? Mi-am săpat groapa singur, indiferent de ce aș spune, adevărul e împotriva mea. Măi, tu ești vai de capul tău, tu ești vai de mama ta. De unde ai tu bani de oraș? De unde are el bani, dragă de el? Nici nu știi cine e, măi, dragă. Hai, am spus 10 întrebări, dați un răspuns măcar. N-ați dat niciun răspuns. Acu' e mașina, o iau de la capăt. Când am aflat acu' e mașina, am început să dau mai multe telefoane. Și am aflat, de fapt, că fiimea e o victimă. Acu' este mașina. Hai să o spunem iarăși. Fii sincer, măcar în momentul ăsta, că ești în casa noastră. Deja știm tot, trebuie să spui. Chiar așa nu ne e rușine. Dar de unde? Eu nu înțeleg toate chestia asta. Păi spun eu de ce. Suntem la interogatoriu sau cum? Pentru că îți faci joc de fata noastră. Da, e un interogatoriu. De ce? Pentru că o minți. De ce o minți? Păi și de unde până unde ești? Adriane, ești un mincinos. Ești un infractor aproape. Și ești cu fata mea și ești normal să răspunzi la întrebările mele. Păi răspund la întrebări, da, am zis. N-ai răspuns la nimic. Răspund la întrebări. Dar eu nu înțeleg de unde până unde toate întrebările astea și de unde până unde știți dumneavoastră totul despre mine. Și dacă știm, e vreo problemă? Deci e adevărat. Cum să nu știm cu cine umblă fata noastră? Nu-i normal? Tu dacă ai fi tată sau mamă, nu ai vrea să știi cu cine umblă? Acest individ a intrat în gașca voastră de băieți cu bani. De ce? Tu de ce crezi? Ca să vă escrocheze. E normal să-l verific. Și uite unde am ajuns. Și fata dumneavoastră ce v-a spus despre mine? Să-mi dau seama că e un păduche. Ce să spună? Nu contează. Ea e mică, are 20 de ani. Ce să spune? Ea te laudă, te umflă. Te umflu eu dacă vrei. Am auzit că faci lucrări la facultate și din alea trăiești. La colegii tăi, nu? Vezi păi că știu tot despre tine. Că sunt mai deștept ca ei și nu sunt în stare. Păi bravo. Felicitări, bravo, dar de ce o minți pe ea? De ce n-ai mașina ta atunci, dacă ești atât de deștept? Mașina și de ce mea este în service. Este în service. Băi, Adrian, nu mai minciuni. Băi, băiatule, să nu mai minciuni. Deci nu mă enerva. Și îți mai spun ceva acum. Xenia, gata, treci în casă, iar tu pleci, ai abonament sau îți dau eu bani de bilet? Lași cheile aici, pentru că am vorbit cu taicăsul lui Cosmin și vine și să-și ia mașina. Și cu tine stau eu de vorba. Hai în casă. Cheile. Și du-te cu tramvaiul. Sau du-te cu ce în casă și tu. Vorbim. Deci nu pot să cred că tu m-am mințit. Auzi că te duc la munte, te duc la mare, mașina este a mea, ne plimbăm cu barca și el de fapt nu are nimic. Absolut nimic. Să nu te mai văd pe aici, da? Treci clar. În casă. Acum în casă și stau eu de vorbă cu tine. La tramvai. Imediat. Stai să vedem noi acum despre ce e vorba în toată povestea asta. Eu nu sunt excroc, că nu am vrut să fac absolut niciun rău. Pur și simplu ne-am ascultat glasul liniei. Domnișoare, ia vino, te rog frumos, mai... oprește-te și vino aici, da? Așa, că n-am terminat de discutat cu tine. Vino aici. Acum, te rog frumos, vino aici. Care-i treaba? Spune și mie, de ce ieși cu băiatul ăsta?
De ce, Morgan? Dar ce aveți voi cu el? De ce vrei voi să desfințați pe toată lumea că nu înțeleg? Așa te-am învățat eu pe tine? Spune-mi și mie. Ce educație ți-am dat eu ție, draga mea? Dar ce am făcut ca să înțeleg? Xenia, dar tu n-ai înțeles cine e acest om? Măi, l-am verificat. Deci, un escroc ăsta. Tu știi că sunt atâția oameni care caută să escrocheze pe cei bogați. Tu ești o fată care aparține unei familii bogate. Asta e. E ca un blestem. Poate fi un blestem. Da. Și pentru noi și pentru tine va fi. Da. Scuză-mă puțin, dragă. Tu știi, că toți băieții ăștia umblă după femei cu bani? Ei sunt asta fac. Profită de fete. Ba da, poți să umbli, dar trebuie verificat. Ei profită de fete bogate, a știut din ce familie ești, s-a informat, a văzut de fapt ieșind cu toți în același grup, a văzut cine ești, da? Sigur. Da. Și el acum ce face? Profită de tine. Tu chiar crezi că te iubește sau că ce? Da, te place, dar tine îi place pentru că ești frumoasă, arăți bine, da. Da, eu chiar cred chestia asta. Am înțeles, am verificat starea și așa mai departe. El, dar care? Bine că nu te ca măcar cu el. De unde nu știi tu ăsta că el este nu profită de tine? Perfect. Din toți care ai avut, dar ai dat de cel mai bun, perfect. Nu are o situație financiară. Nu a fost ok că m-a mințit. Asta mi se păi pare vezi, mai grav. Dar asta nu se ridică un semn de întrebare? Dar poate a fost rușine. Poate că el știa din ce cer. Dar nu trebuie să fie rușine. Măi, păi dacă el te minte de la început, tu îți dai seama mai târziu ce se întâmplă? Sigur, el e un păduche, e un nimeni, e un ei ca nimeni. Te-a văzut pe tine, fată frumoasă, bogată, vii dintr-o familie tu foarte... Eu cred că voi uitați doar la situația financiară și atât. Asta e ce cred eu. Restul pentru voi oricum nu mai contează niciodată. Toți sunt niște pârliți, niște poști, niște... Dar tu crezi că noi la vârsta noastră nu știm ce e bine pentru tine? Sigur, noi am trecut prin ceea ce trăiești tu acum. Tu nu ai ajuns la vârsta noastră. Tu crezi că noi îți vrem rău? Hai că nu te mai certăm. Dar hai de înțelege și tu odată. Dacă l-am verificat, l-am întrebat de 10 ori, a răspuns numai prostii. Am mințit de 10 ori pur și simplu, și pe tine, și pe noi. E ceva putred, rău. Îmi pare rău pentru fiul, dar mai bine să plâng acum decât mai târziu. Asta este un păduche, tu ești o pradă foarte ușoară pentru că ești ingenuă, văd, da? Da. Ai tot ce trebuie și e normal că el face așa cum face da, mă, și da, te minte, gata, da? Lasă-mă că ție nu-ți place de nimeni nici ție la fel, nu o să vă placă niciodată de nimeni și am terminat discuția mai bine. Măi, tu nu închizi mie ușa în față, da? Și nu te duci nicăieri, tu înțelegi, trebuie să stăm de vorbă. Ce să spun? Are și fata asta mea un noroc, nu știu cum se face, că atrage numai lepre, numai păduchi. Nu mai înțeleg nimic. Un om bun nu i-ar plăcea și ei. Prin atitudinea agresivă pe care au avut-o, părinții Xeniei nu i-au dat nicio șansă lui Adrian să își explice decizia de a ascunde adevărul. Iar acest adevăr, într-un final, l-a exclus din grupul de prieteni care își continuă distracțiile, depășind uneori niște limite ale decenței. Dacă te vede taică tu așa, te-o... Oare? Da, nu face nimic. Auzi, da. Nu ai vrea să mergem la tine? Nu, n-aș vrea. Auzi, încep cu prostii de astea. Hai, lasă-mă, ce ai băut un pic și vrei să-ți faci dambrava acum și te-ai gândit. Păi da, ce ai? Băi, omul, ne-am întâlnit cu prietenii noștri și acum eu te car pe tine, dar nu înseamnă nimic. E, nu înseamnă acum, crede-mă. Ce? Băi, termină-o, frate, odată cu d-astea. Băi, te las în mijlocul drumului, termină-o. Nu mă lași tu pe mine, tu să mă lași pe mine. Băi, termină-o odată, n-auzi bine? De parcă eu n-aș avea suficiente probleme. Asta mai lipsea acum, să-l mai car și pe ăsta în spate. Hai că știu că mă vrei. Nu ești așa indiscretă un pic. Ce știi tu, mă? Nu mă minți pe mine în față acum. Băi, frate, ai nebunit, vrei să te las aici în mijlocul drumului? Nu mă lași, merg cu tine. Băi, omul, nici nu mergi drept, ai nebunit la cap, termin cu prostiile astea. În pat nu trebuie să stăm drept sau altfel, nu contează. Te rog eu frumos. Băi, termină-o, frate, odată. Dacă nu era taică-miu prieten cu tatălui, aici îl lăsam. Hai, te rog eu frumos. Băi, nu mă atinge. Hai, mă. Băi, termină-o odată. De ce faci așa urât în momentul ăsta? Păi, pe ce premisă am plecat, mă, noi când am ieșit în oraș, că nu înțeleg. Am plecat pe premisa asta? Aoleu, de ce ne vrei să ne supărăm în momentul ăsta? Odată mă mai atingi și să mor dacă nu te pun jos. Vreau să văd chestia asta. Băi, termină-o, frate. Te rog, eu nu pleca. Te rog. Xenia, te rog eu frumos. Eu știu că pe mine mă vrea. Dar o să mă și aibă. Stai, nu pleca. Dă-mi cheile, că conduc eu. Nu-ți dau nicio cheie, că n-ai de ce să conduci tu. Conduc dă-mă eu. Cheile, că nu o să conduci tu în starea asta. Dă-mi cheile. Eu. Hai, te rog eu frumos. Ce să băi, fac? Lasă-mă, nu mă mai atinge. Băi, ești nebun la cap. Ți-am zis să-mi dai cheile. Băi, te-n-ai. Ți-a zis, mă, să nu mă atingi? Mamă, ce faci, mă, frate? Bă, ți-a zis să nu mă atingi? Ți-a zis să nu mă atingi? Nici o atingi. Dar nu contează cine a aflat. Era normal.
să o urmăresc pe Xenia. De când m-a dat asta afară din casă, nu pot să nu mă gândesc la ea. De o săptămână o urmăresc pas cu pas. Pentru că am sperat că o să vină momentul în care o să vorbim între patru ochi. A, eu te mă tricoul meu. Ce care tricoul tău? Ai, ce neapă, îmi ți-aduce aminte că ți l-am dat. De ce o atingi? Dacă fata zice să nu atingi? A, mă, ce treabă ai tu? Ia mâna după mine, ce treabă ai tu cu ea? Și de pe tine trebuie să iau mâna. Ce treabă ai cu ea? Dar ce treabă mai ai tu cu ea? Nu, dar ce treabă ai tu cu ea? Păi treaba mea, ce treabă mai și ai? Și de ce o atingi dacă ai zice că nu vrea? Că vreau eu, e vreo problemă. Păi tu știi ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Dacă tu vrei și ea nu vrea? Vrei să zic ce e? Lasă că o să-i placă mai încolo. Dar de unde știi, mă, tu că o să-i placă mai încolo? Hai, mă, ne împingem acum, serios. După ce că ți-am dat tricou, ți-am mai dat bani, ți-am mai făcut și mă interesează. Lasă-o în pace. Ce n-ai de unde toate astea? Terminați, fraților, nu mai certați. Senia, du-te acasă. Ia-ți un taxi și du-te acasă, te rog frumos. Niciun apoi, du-te acasă, te rog frumos. Senia, du-te acasă. Eu nu știu ce să mă fac acum. Nu știu ce să mă fac. Ia-ți un taxi și du-te acasă. Nu, Senia, fata în pace, acum. Dacă vrea să meargă cu mine, ce n-ai bai acum? Bă. Mă, dacă mă să vezi ce fac. Dacă te prinde tata, să vezi ce să faci. Nu mă interesează de tactul, mă. Nu mai da, bă. Toate astea se întâmplă numai mie. Și vina mea până la urmă. În urma conflictului, Adrian a ieșit destul de șifonat. Speriată de ce s-ar fi putut întâmpla, mama lui face o ultimă încercare să-i explice fiului ei că ar fi bine să renunțe la ideea de a avea o relație cu Xenia. Adriane, ce faci, mama? Hai că ți-am adus să mănânci, că ești nemâncat de ieri. N-ai mâncat nimic. Să rămână mult, dar nu mănânc, nu mi-e foame. Și mă doare și capul, și arcada, și ochiul. Aoleu. Mi-am luat o rău de tot aseară. Sunt conștient că se putea întâmpla mult mai rău și putea să iasă mai nasol. Da, măcar Xenia a ajuns în siguranță acasă. Doamne Dumnezeule, mă, copile. Milă mi-e de tine, dar lasă-te doară, poate așa te înveți minte, să-ți vezi de treaba ta și să nu te bagi în lumea ălora cu bani. Aseară când am primit telefonul de la poliție și am înțeles că Adrian a intrat într-o altercație și trebuie să-l iau de la spital, Doamne Dumnezeu, le-am zis că pic jos și nu mai ajung să-l văd. Până la urmă, oamenii bogați își permit orice. Ce-a fost, mă, în mintea ta? Ce-ai gândit, mă, când te-ai băgat acolo? Cum a fost, mă, mintea ta? Cum ai putut să gândești? Că eu nu pot să înțeleg. Mă, tu te gândești că putea ca în loc de poliție să vină să mă anunțe morga? Mă, mamă, tu vrei să ajungi ca tatăl tău? Chiar vrei să mă bagi în pământ cu zile? N-am eu destule probleme pe cap? Nu mi-l mai dai exemplu pe tata, că nu sunt deloc ca el. Păi cum nu stau un exemplu pe tactul? Da, nu, nici nu vreau să vorbesc. Las-o așa. Tot ce trebuie să înțelegi este că din momentul ăsta vreau să încetezi să-ți mai bați joc de viața ta în detrimentul altor persoane bogate. Tu le faci lucrările și ei te plătesc. De parcă tu ai nevoie de asta. Ei progresează și pe ce? Pe mușchiul tău. Tu te bagi pentru Xenia. Mă, dar dacă are nevoie să-și ia un bodyguard care are bani. Dar dacă tu intrai în spital, în comă, dacă tu intrai în cine știe ce complicații, eu de unde aveam bani, Adriane, să te scot de acolo viu? Tu înțelegi că oamenii ăștia își permit orice, că poate să iasă cu fruntea curată pentru că iau bani. Mama are dreptate. Banul face legea. El a scăpat nevătămat și fără nimic. Eu și bătut și cu oameni de luat. Și atunci, Adriane, ce cauți să te implici în asemenea anturaj? Mama e... Te ține, Adriane? Eu spun, te ține? Nu e vorba de ținut, e vorba că e fata pe care o iubesc, mamă. Cum puteam să-l las eu pe ăla să-și bată joc în halul ăla și în cine știe câte moduri de ea? Măi, dar nu te înțeleg! Ce treabă ai tu, mă, cu ăla și cu Xenia? Nu mai vorbi așa tare că mă doare cap. Lasă-te doară! În casa mea vorbesc cum vreau eu. Când oi fi tu în casa ta, e treaba ta. Ce treabă ai tu cu Xenia? Xenia este o fată care își permite. Tu nu-ți permiți o fată ca Xenia. Tu trebuie să-ți găsești o față de nivelul nostru. Asta nu e nicio iubire. Până la urmă, viața e crudă. Banul la ban, păduche la păduche. Asta trebuie să înțeleagă Adrian. Dar e căpos ca tatăl său. Nu știu ce să mă mai fac cu el. Și eu dacă nu m-aș fi... Nu mă pot îndrăgosti, de exemplu, atâta de altcineva. Atâta știi să vorbești!
la. Băi, dă-mi argumente. Spune-mi și mie, te ține să fii într-un asemenea anturaj? Cum îți permiți, mă, să gândești așa? Cât timp o să-ți ia să-ți dai seama de un lucru? Bă, nu mă întind mai mult decât mă ține plapuma. Ți-o toc asta de ani de zile, Adriane. Nu poți să umbli cu cioara vopsită la nesfârșit, mă, copile. Mâine, poi, mâine, vii șchiup. Mâine, poi, mâine, ferească Dumnezeu, te iau de la morgă. Sau mai grav, ajungi în pușcărie. De ce te gândești așa? Pentru că dacă nu erai în halul ăsta, n-aș fi gândit așa. Logic, nu? Pui rău înainte și nu-i bine. Pun rău înainte. Bine că pui tu binele și ajungi rău. Vezi că bate cineva la ușă. Pe cine aștepți? Păi pe vecina mea, pe cine să aștept? Am cerut bani de la ea. Împrumut ca să-ți iau ție medicamente. Că altceva n-aveam pe cap. Bună ziua. Cine sunteți? Xenia. Aș vrea să-l văd pe Adrian, dacă se poate. A, tu ești Xenia. Nu cred. Sincer, când am auzit-o pe Xenia, când i-am auzit vocea, mi s-a luminat toată ziua și am simțit că nu mă mai doare absolut nimic. Se vede că ține la mine. Bun, hai! Mulțumesc! Ia uite cine a venit la tine. Bună! Bună! Ce faci? Mamă, ne lași pe noi singuri, te rog? Sigur, vă las. Adriane? Da. Nu uita ce am vorbit. Da, mamă. Sper că ne-am înțeles, copile. Da, mamă. Ești bine? Sunt bine. Tu ești bine? Da, sunt bine. Mulțumim ție, îmi pare rău că am plecat aseară. N-are nimic, adică până la urmă eu ți-am spus să pleci cât mai repede de acolo, pentru că nici nu vreau să-mi imaginez s-ar fi putut întâmpla cu tine. Și mă bucur din suflet că am fost acolo și am putut măcar să fac ceva. Da, poate puteam și eu să fac ceva pe după ce să trimit măcar pe cineva, dar n-am făcut nici măcar asta. Dar... Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru tot. Îmi pare rău că te-am mințit. Îmi pare rău că ți-am spus niște chestii care nu sunt adevărate. Îmi pare rău că am negat niște chestii când mi s-au spus și când ți s-au spus. Dar de ce ai simțit nevoia să minți? De ce ai simțit nevoia? Dacă ți-aș fi spus, tu nu te-ai fi uitat la mine. Gândește-te că eu aveam 20 de lei în buzunar și probabil că geanta ta costă 2000. Și la întâlnire, dacă aveam 200 de lei, ce să fac cu tine? Unde să te duc? Gândește-te și la asta. Da. Pentru că trebuie să fim conștienți, Xenia, că în lumea ta banul face legea. Noi suntem, poate că o să sune ca în filme, dar suntem din lumi diferite. Și uite că viața bate filmul. În perioada asta, cât nu ne-am văzut, m-am gândit foarte mult la el. Și mi-am dat seama că îl vreau așa cum e, cu bani, fără bani. Nu mai contează. Aș vrea să dau totul. Dacă mi-ai cere, crede-mă că aș fi în stare să-ți dau și luna de pe cer, dar nu am cum. Tot ce pot să-ți oferi e inima mea și sentimentele mele. Gândește-te că nu am bani deocamdată, dar până eu termin facultate și o să intru pe un job bine plătit pentru că știu ce pot și o să am bani, nu am deocamdată nimic. Îmi doresc din tot sufletul să o am în viața mea, dar nu vreau să fie cu mine doar din milă. Îmi doresc să simtă și ea ceva pentru mine. Mă lași pe mine zilele astea să am grijă de tine? Chiar m-aș bucura. În momentul ăsta, da. Eu îl aleg pe Adrian și o să văd eu cum o drept cu ai mei. Dacă tu ți-ai adus mama ta de mâncare, nu vrei să mănânci o ciupercuță? Nu mi-e foame, crede, m-am refuzat și pe mama. Nu mi-e foame, nu pot să mănânc. Bine, atunci nu mai feric un pic asta. Mă lași măcar să stau așa, să am grijă de tine. Da. Te doare? Au, un pic. Dacă mă pup, sigur îmi trece. Te pup acel ochi, ești cel mai bun. Nu. Știam eu că în final dragostea învinge tot. Contează ce ai în suflet. Iar într-o zi o să-i spun absolut tot ce e în sufletul meu și o să mă deschid.
Gestul curajos făcut de Adrian pentru ea și sinceritatea cu care i-a spus adevărul a făcut-o pe Xenia să-și dorească să rupă barierele sociale. Știind că părinții nu ar înțelege-o niciodată, fata alege o cale extremă de a-și împlini dragostea. Însă, deocamdată, ea nu știe întreg adevărul despre familia lui Adrian. Xenia! Da, mamă? Aici erai? Da. Ce faci, mamă? Fac bagaj. Ce înseamnă asta? Îmi spui și mie ce înseamnă asta? Fac bagajul, mă duc la Adrian. Cum adică pleci la Adrian? Stai puțin că nu înțeleg. Cine ți-a dat ție voie să faci treaba asta? Dar nu trebuie să-mi dați voi voie. Cred că eu va trebui să-mi înfrunt părinții, pentru că Adrian a luptat pentru mine și este momentul să lupt și eu pentru el. Tu știi cine este băiatul ăla? Iar te iau, iar îți spun, dar m-am săturat să-ți povestez atâtea ori. Da, știu cine este. Măi, băiatul ăla stă într-un bloc, vai de mama lui, la periferia orașului, într-o garsonieră. Pe mine nu mă interesează că e sărac, că e păduche, cum zic ai mei. Eu îl vreau pe Adrian și atât. Te-ai convins că e adevărul? Niciodată nu ți-a convenit nimic. Ăla-i prost, ăla-i delinvent, ăla-i sărăntoc, ăla-i nu știu cum. Păi taică, tu nu-l crezi, pe mine nu mă crezi, nu? Păi nu, că eu știu ce am avut și în trecut. De ce? De ce sigur să cred? Că de da. Ce? Pentru că acum plec? Crezi că am vrut să te mint? Poate că vă rușinați, poate că vă deranjează, poate că nu este ușor să vorbiți despre soțul dumneavoastră, despre de ce este el în închisoare, da? Ai auzit, Xenia? Doamne, asta ne mai trebuia. Să ne erudim și cu un pușcăriaș. Păi ajungem, te răsunul. Tu îți dai seama unde pleci? Păi, dar unde noi... o să pleci tu? Unde măi, te duci nu-l tu? Interesează chestia asta, nu-l interesează banii voștri. Dar nu e de el, dragă, tu cum o să ții îmbrăcămintea la care ești obișnuită, hainele pe care le porți, inele, rujuri și tot ce mai vrei, casa care o ai, cum? Da. Cum să mi-am stai așa? Mi-am dat seama că nu mai sunt importante pentru mine lucrurile astea, asta e ideea. Măi, tu vorbești prostii, ți-a luat băiatul ăsta mințile, despre ce serios. Vorbim aici? Nu mi-a luat mințile, el mi-a povestit, știu totul despre el. Ok, a mințit, a mărturisit, mi-a și demonstrat de fapt că mă iubește și că nu este pentru bani. Dar mi-a demonstrat. Nu, că nu se poate așa ceva. Nu, că simt că leșin. Relu! Relu, vino, te rog, un pic. Nu. Deci mi-a nebunit de tot. Băiatul acesta, clar, i-a spălat creierul. Am ajuns la concluzia că e în stare să facă orice, numai să ajungă la banii noștri. Ce s-a întâmplat? Măi, tu nu înțelegi că trebuie să te potolești? Mie mă ți-am termină, domne, cu hainele alea, n-auzi? Nu! Uită-te și tu! Ce-i cu bagajul ăsta? Plec la Adrian! Asta explicam și ei mai înainte. Xenia, da, te-ai hotărât așa dintr-o dată? Da. Păi v-ați... Da, am vorbit, ne-am cunoscut. Mi-a demonstrat niște lucruri, mi-a spus ce s-a întâmplat și în facultate și cu mașina și ce a simțit și de ce a făcut, ce a făcut și am înțeles. Și de ce a mințit? Da. Și a zis că nu mai minte? Da. Că nu mai foarte minte. Foarte bine, da. E o idee. Păi și cum, dumne, cum ai crezut că nu minte, că nu... Ce, despre ce vorbim dacă aici? Dacă omul explică efectiv... Lasă-o, dacă nu, noi cu toții n-am mințit în viața asta, dar până la urmă venim și spunem adevărul. Stai, mă, că aici nu e vorba că cumpăr o prăjitură. Mă duc să cumpăr o prăjitură. Aici se vorbește de viața ta, da? Despre ce discutăm? Păi da, de viața mea. Așa. Păi și ce faci tu aici cu noi? Chiar ne iei la mișto așa? Nu, chiar nu mă ia la mișto, eu plec și nu înțelegeți. Cine vă ia la mișto? Păi deci noi te-am crescut dar pe tine. Dar nu pleca, adu-l aici, de ce? Lasă-mă, de Cristina. Ce să-l aduc aici? De ce? Ca să ne certăm cu toții zi de zi nu să fie... Nu ne certăm. Cum nu? Și aduci și familia, aduci și familia. De ce nu-i aduci și familia? Dar eu vreau, să mă duc să stau acolo cu el, dar eu nu vreau să stau cu voi în casă și cu el ca să ne certăm zilnic. Pe mine nu mă interesează cine-i măsa și cine-i taxul. Pe mine mă interesează să ne fie nouă bine, să avem o viață frumoasă. Nu mă interesează, gata, mi-a explicat-o, da, mi-a zis cu mașina și cu colegii din facultate și... Ți-a spus și de taică-su cine este? Și ce profesează? Nu, că am întâlnit-o doar pe măsa, nu. Și n-ai fost cu viață, bineînțeles. Da, n-am întrebat. Îți spune adevărul despre taică-su. Da, care e adevărul? Și dacă nu va fi ca mine, aveți tot acordul meu pentru dragostea voastră. N-am vrut să-i spun că este prea urât adevărul, dar sunt nevoit ca să-i spun. Știi care e adevărul? E un delinvent, e la pușcărie. Ascultă-mă! Du-te, mă, domn, lasă-mă, mă, dar îi zici orice, mă, în momentul ăsta, în acasă, nu plec. Orice ai spune, numai să nu plec. Păi cum să-l crepă tata dacă el toată viața și-a băgat coada în treburile mele?
A fost un controlator și un manipulator. Nu pot să-l mai cred. Niciodată nu ți-a convenit nimic. Ăla-i prost, ăla-i delinvent, ăla-i sărăntoc, ăla-i nu știu cum. Da, pe taică, tu nu-l crezi, pe mine nu mă păi crezi. Păi nu, că nu? Eu știu ce am avut și în trecut. De ce? De ce sigur să cred? Da. De ce? Pentru că acum plec? Hai să ce demonstrăm. Crezi că dacă plec nu pot să mă descurc? Putem să demonstrăm adevărul. Ah, uite cum facem. Sună-l acum, te rog eu, pe Adrian și întreabă-l. Tătuțul tău este la pușcărie? Ce-a pățit? Ce se întâmplă? Pentru că, uite, taică mi-o susține că asta da, a descoperit. Nu cred, eu nu cred chestia asta. De ce să fac chestia asta? Păi de ce pentru noi? Tu te minte? Cum poți să spui pentru așa noi. Ceva? Nu vezi că facem infart aici? Pentru noi. Pentru... Păi, infart, să nu ne mai certăm. Păi, dar nu vrei să mă faci în spital? Fiecare zi faci un infart. Xena. Xena, sună-l. Măi, fată, tu vrei să ne atât facem spital pe amândoi? De ce? Așa degeaba? Hei, bun, auzi, stau tu în pușcărie. Minunat. Nu, întreabă doar atât. Unde este taică? Tu că nu mi-ai povestit despre el. Am o discuție cu părinții mei în contradictoriu, iarăși și iarăși. Te rog, spune-mi ca să îi lămuresc și să scăp de ei. Bine, mă, spune-mi, bine, eu că... îi spun. Exact. Atât uite își cerem. Uite la aici, draga mea, uite la acolo. Facem. Dacă ea vrea să trăiască în final cu un astfel de om, e liberă să pleci. Te-ai convins care e adevărul? Xenia era pe punctul să renunțe la familia ei și la avantajele unui trai luxos pentru a-și construi un viitor alături de Adrian. Însă, după întreg șirul de minciuni de până acum, această nouă omitere a unei realități grave devine mult prea importantă pentru a putea fi trecută cu vederea. De aceea, situația trebuie clarificată. Cum este și firesc, părinții sunt implicați în discuție. În primul rând, vreau să vă spun că o iubesc pe Xenia și asta contează. Da. Păi și dacă mă iubești, de ce m-ai mințit? De ce te-am mințit? Da. Crezi că am vrut să te mint? Păi și indiferent, de ce ai mințit? Dar stai, ce minciună? Tot insistă să minciunezi? Ce, mai e ceva de spus? Stați puțin. Noi suntem aici ca să limpezim situația. Dacă ne dați voie să vorbim, categoric, se vor lămuri lucrurile. Să știți că nu este vorba despre bani. Pe noi nu ne-au făcut banii niciodată. Da, bineînțeles. Vă cunoașteți copilul foarte bine? O simplă întrebare. Dar dumneavoastră vă cunoașteți copilul? Da. Știți cât de mult se iubesc? Vă pasă de chestia asta sau vă pasă doar de averea dumneavoastră? Nu știu cât de mult se iubesc, dar o cunosc foarte bine pe ea, că Xenia, e cam naivă. Iartă-mă că te întreb, dar vreau să fii foarte deschisă. De ce ai venit în seara aceea la Adrian? Îl iubești? Îl iubesc și mi-am dat seama că îl iubesc abia după incidentul petrecut în afara clubului. Vă interesează lucrul ăsta? Nu. Vă interesează sau nu? Stai să spun eu ce s-a întâmplat. Lăsați-l și dumneavoastră să vorbească, domnule. Nu e frumos să întrerupeți un om când vorbește, chiar dacă vi se pare că a greșit. Să terminăm odată cu șarada asta, că deja nu mai pot. Mamă, ascultă-mă. Cu tot respectul, vorbiți despre o mare dragoste, o mare iubire, despre o relație, ca și când ei ar avea o relație care durează de ani de zile și ar fi ținut-o ascunsă de părinții Xeniei. Copiii ăștia, de câtă vreme sunt... De mult se cunosc. Asta este marea dragoste, marea iubire. Ne cunoaștem de aproape 3-4 luni de la facultate. Dar sunteți într-o relație de vreo 2 săptămâni. Da. Și de unde e această mare dragoste? Nu înțeleg. Vorbim despre nuntă, despre, știu eu...
Domnule, eu nu vorbesc aici despre nuntă. Eu doar vreau să le las acestor copii ocazia să se exprime. Atât. Este oarecum greu în momentul acesta, pentru că fiul dumneavoastră, Constant, a mințit. Sigur că și eu știu că dumneavoastră i-ați cerut să spună adevărul. Poate că vă rușinați, poate că vă deranjează, poate că nu este ușor să vorbiți despre soțul dumneavoastră, despre de ce este el în închisoare, da? Dar stați liniștită că domnul Relu a făcut săpăturile în sensul acesta și știe deja. Ce ai auzit, Xenia? Ai auzit? Sau... Stați puțin. Da, am auzit, am înțeles okay, săpătura. Asta ai făcut toată viața, că nu ți-a convenit oricum de nimeni, de auzit? La fiecare. Păi și ce vrea, dragă, să te lase este de capul tău? Este în închisoare. Asta îl întrebai tu la telefon și el a spus că o să-ți spună. Uite, da, că ai aflat de la Ernest și de la noi. Domnul Relu, cu tot respectul, vă întreb și pe dumneavoastră, da? Adică copiii ăștia se cunosc de 2 săptămâni. Chiar credeți că este o carte de vizită, că dă bine în CV, da? Să vii să spui de la prima întâlnire, știi, tatăl meu este la închisoare? Sigur că da. I-ați dat vreo șansă măcar lui Adrian să vă spună? L-ați întrebat și v-a mințit legat de tatăl său? Eu sunt foarte ferm. Pentru mine este un șarlatan. El vrea să o escrocheze de bani. Aveți ceva de spus în privința asta? Dar de ce aveți impresia că toată lumea vrea să vă excrocheze de bani? Pentru că sunt vreo 15 minciuni din partea lui pe care l-am auzit. Și asta a pus bomboana pe tort. Xenia, te întreb pe tine. Tatăl tău s-a comportat așa doar cu Adrian sau se comportă așa cu toți băieții din viața ta? Cu absolut toți băieții din viața mea. Nimeni, deci, doamnă, nimeni nu e de nasul meu niciodată. Da, dar eu nimeni nu e destul primul, de bun. E primul care este chiar un mort de foame. Nu este vă rog frumos să nu ne jignim. De ce trebuie neapărat să ne jignim? Ce manieră. Vorbesc cum vreau în casa mea. Am da? Înțeles. Noi l-am simțit ca pe un șarlatan. Șarlatanul ăsta, domnule, cum îl numiți dumneavoastră, are o bursă în facultate. Da, știu lucrul. Face lucrările la mulți colegi, la mulți studenți din clasa lui. Da, pe bani. Dar înțeleg că pentru dumneavoastră nimeni nu ar fi bun pentru Xenia? Sau care sunt criteriile stimabile, domnule? Nu, Ernest, nu că nu toți. Uite, numai așa au fost băieți de ăștia. Tineri vine și ea este tânără. Și ați vrea să vină cu unul de vârsta dumneavoastră? Care păi are conturile pline? Sau cum? Face? Că ea vine numai cu amărâți. Nu vine și ea cu un om, cu o familie, cu o și poziție. Și asta vă interesează? Nu mi-explic treaba asta. Stați că o să aflați pe parcursul discuției noastre ce fac băieții de bani gata cu fica dumneavoastră și ce își permit să facă. Și atunci ce să facem? Să aducem bună un cerșetor de pe stradă și să îl căsătorim cu fata? Iarăși îl jigniți gratuit pe omul acesta? De dar bine de rău, are un acoperiș deasupra capului. Nu vă permit. Adică dumneavoastră ați fost bogați de la bun început? V-ați născut în bogăție sau cum? Dacă nu-ți convine, ieși afară. Deci eu fiul meu vă permit să vorbiți așa, doamnă. Las-o, totuși las-o, nu puteți să îl numiți cerșetor atâta timp cât nu m-am referit copilul ăsta are el un adăpost. Învață, studiază, este în clasă cu fica dumneavoastră. Cum puteți să-l numiți cerșetor? Da, felicitări. Ce fel de clasificare? Da, mulțumim, în sfârșit. Da, doamna consideră că dacă are conturile pline, își permite Dumnezeu să vorbească pe pământ. Da. Poate să facă și să dreagă ce consideră dânsa, dar v-ați născut în bogăția asta sau cum păi adică, doamnă? Păi tocmai am suferit, noi am făcut foarte mari sacrificii ca să ajungem aici și mi-ar deși displăcea... Deși dumneavoastră ați început de jos. Și, nu, da, dar mi-ar displăcea, wow. Și mi-ar de ce un tânăr care este un, deștept care și care... Nimeni, de ce și un tânăr care este deștept și care are viitorul în față nu ar putea ajunge poate de 10 ori mai bogat ca dumneavoastră? Să dea Dumnezeu așa să fie. Și Dumnezeu. Poate ne vom întâlni peste câțiva ani. În timp ce dumneavoastră vă veți uita de jos în sus la Adrian. Soarta. Are toate șansele. Bun, foarte bine. Atunci vă rog să nu atunci mă veți lăsa să fiu cu fica dumneavoastră? Nu, nu, sub nicio formă. Deci să uităm de vorbim subiectul din... ăsta. Adrian, tu până la urmă de ce ai mințit-o pe Xenia? De ce am mințit-o? Pentru că știam că o fată ca ea nu s-ar uita niciodată la mine. Tu l-auzi ceea ce spune Xenia? Ce am mințit? O fată ca tine nu s-ar fi uitat niciodată la el. Și uite-te că totuși s-a uitat. Da, pentru că am mințit-o că am nu știu câți bani și că sunt nu știu cine. Ai când mințit de fapt... așa ceva, Adrian? Da. Așa ai fost învățat acasă? Nu, mamă, da. Te-a ajutat cu ceva minciuna asta? Tu observi că mai mult ai complicat lucrurile cu aceste minciuni? Da. Măcar ți-ai învățat lecția? Da, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. Problema că i-au și plăcut. Îi place să mintă. Mie mi se pare că sunteți un... psihanalist. Asta te-a cucerit pe tine? Mașina cu care ai venit la prima întâlnire? Ce mașină? A venit aici cu o mașină, a defilat, spune că e a lui. Ce mașină? Spune. Mașina lui Cosmin. Da, mașina lui Cosmin. Și nu am trebuie să faci asta, într-adevăr. Poftim? Da, știu.
Am luat mașina de la Cosmin. Ce ți se pare așa wow? Măi, Adrian, așa ai fost învățat? Doamne, măi, haide să lăsăm. Astea sunt niște copilării. Că a venit cu o mașină spunând că nu e... Mă, în fine, asta nu e nimic. Haide să trecem la lucruri mai serioase. El are un tată care e delinvent. Este în pușcărie pe acuzație de crimă. Nu mă interesează. Din punctul meu de vedere, eu nu-l consider tată. Pe mine mă interesează ce s-a întâmplat. Nu-l consider tată pentru că din cauza lui ajung să fiu arătat cu degetul și judecat. Nu, Adrian. Nu mă interesează cine e tată. Tu ești judecat pentru faptele tale. Ce se naște din pisică, șoareci prinde, da? Adrian, eu am citit dosarul. E tentativă de crimă și crimă. A fost crimă, da. Și nu... Cu premeditare, exact. Asta e ultimul verdict. Exact. Are 25 de ani de închisoare. Are 14 ani de când este închis. Da, foarte bine că e în pușcărie. Este adevărat. A greșit să plătească. Asta contează pentru dumneavoastră doar verdictul? Ce s-a întâmplat? Haideți să purtăm un dialog, vă rog frumos. A fost la niște amici de-ai lui acasă, la poker, și acolo erau doi oameni pe care nu-i cunoștea. Așa. Și s-au luat de la bani, că oamenii ei au pierdut bani, așa, au băut mai mult decât a trebuit și unul dintre ei a fost înjunghiat. Acum, eu nu am fost acolo de față ca să văd dacă tata l-a înjunghiat, ceea ce e foarte probabil pentru că eu nu-l consider tată, probabil l-a înjunghiat. Te rog, sau dacă... nu vorbi așa. Ideea este că nu se știe adevărul. Pur și simplu toți erau prieteni, soțul meu venise să joace poker, era destul de nou în această breazlă. Adrian, ține minte chestia asta. Nu, doamne, umblă în medii periculoase. Și pur și simplu s-a făcut o coaliție acolo. Nu știm dacă soțul meu a băgat cuțitul sau nu. Ideea este că el a picat pentru că pur și simplu n-au fost martori care să contrazică acest lucru. Sunt multe alte voci care spun alte multe lucruri. El trăia într-un mediu infracțional, doamnă. Domnule, de la bun început. Dar asta de unde nu știți dumneavoastră mediul soțului meu? Asta nu înseamnă că fiul lui îi calcă pe urme. Voi îl judecați acum pe Adrian prin prisma faptelor tatălui său. Eu nu cred că un om normal, cu anumită cultură, da, se poate duce să joace poker într-un... I-ați terfelit pe oamenii ăștia, i-ați bătut joc de ei pentru că au o condiție materială mai săracă și vorbiți de cultură? Despre ce vorbim? Eu una nu m-aș duce să joc poker. Doamna, ați auzit de la Vegas? N-ar fi jucat poker. Ați auzit de la Vegas să mă duc să joc poker? Păi e tatăl lui, dar nu a zis nimeni că el s-a dus să joace poker. Dar nu există așa ceva. Cum nu există? Mă duc la păcănele, mă duc la poker, mă duc... Măi, dar ce educație? Doamna, cu tot respectul, una este să te strângi 4-5 prieteni la unul acasă, la un șpriz, la un poker. Și alta este să ajungi dependent de păcănele sau mai știu sigur eu ce. Sigur că da, admit. Îmi dau seama că ai crescut fără tatăl tău și că v-a fost greu și că a cântărit foarte mult treaba asta, că el este la închisoare. Și îmi dau seama că nu este ceva cu care să te mândrești. Dar nu a venit vorba de familia Dar, mea. Maică ta ți-a spus, nu o minți pe fata da, asta. Știu. Nu încerca să fii ceea ce nu ești. Ea s-a îndrăgostit de tine pentru ceea ce ești tu de fapt. Știu. Cosmin, pe care l-admir atât de mult. Știi ce a făcut Cosmin? A vrut să mă agreseze. Și dacă nu era Adrian, s-ar putea să fi fost agresată, pentru că nu s-ar fi băgat nimeni de pe stradă. Dar unde s-a întâmplat treaba asta? Cum este, domnule? Unde s-a întâmplat, dragă, treaba ieșeam asta? Când? Din club, noi de ce nu știm? A băut un pic și nu un știu pic ce. Mai mult. Un pic mai mult, da. Bun, am înțeles, e un erou. Nu, eu am făcut-o doar pentru că o iubesc. Adică instinctiv. Dacă a făcut această faptă, bravo lui. Poate nu era vorba despre și nu mă aștept nici măcar era vorba despre o nu mă aștept nici măcar de la dragul un mulțumesc lui că a făcut asta. Eu până la urmă tot nu reușesc să vă înțeleg pe dumneavoastră. Doriți ce? Eu nu vreau să am de-a face cu o familie nu de infractori. Nu e niciun infractor, a făcut greșelile lui, mi le-a recunoscut, mi-a explicat și de ce. Crezi tu că da, a recunoscut pe toate? Da, cred eu. Și atunci când s-a întâmplat faza aceea, eu cred că... Ce fază? Că deja mă că era să fiu agresată. La asta mă refer. Tot da? Aici și tot s-a rămas. Certat cu unul din prietenii lui cel când mai a fost bun, el erou. Care s-au, da, erou, da. Prietenul ăla lui l-a ajutat de multe ori, să știi. Putea să dea la spate și să zică, știi ce, Cosmin e mai important. Păi și n-ai vrea să-i luăm și o mașină cu ocazia asta dacă a făcut nu, așa nu o vreau, chestie extraordinară? Nu vreau să iei nicio mașină. Deci părinții tăi cântăresc totul în bani. Mă rog, am înțeles. Ai salvat-o, nici nu știu de ce erai acolo, cum ai fost în preajmă. Deci în capul meu sunt prea multe manevre, prea multe necunoscute. Deci, haide, vă rog frumos, pentru mine e de ajuns. Mă scuzați că vă întrerup. Xenia, vreau să știu un singur lucru. Te iubesc foarte mult, chit că tata e în pușcărie, chit că nu am bani. Știi și de ce sunt în stare, ce aș face pentru tine. Ce vreți să faceți? Seară bună, domnilor. La revedere, numai bine. Sănătate.
Tu ce și faci? Și tu unde te duci, dragă? Alo, domnișoară, tu stai aici. Tu stai aici. Măi, dar fata asta chiar nu înțelege? Îmi pare rău, Adrian. Eu am încercat. Stai liniște, mamă. Stai liniște. Mi-am dat seama de foarte multe chestii. Am făcut tot ce am putut. Crede-mă, mamă, că nu mai vreau să fiu judecat după un trecut care nici măcar nu e al meu. Înțelegi? Ai dreptate. Deci crede-mă că mi s-au luat, nu mai pot efectiv. Da, dar nici am ajuns la capătul puterilor, nu mai pot. Ce faci? Stați un pic, nu plecați. Ce ai făcut, măi? De ce ai simțit nevoia să mă minți și să ascunzi lucruri? De ce? Xenia, ascultă-mă, când cunoști un om și nu vorbești cu el, dar când te apropii de el, te deschizi față de el, ok? Da. Cum ar fi eu să încep să vorbesc astăzi cu tine, să spun, da, știi, tata e la pușcărie, a făcut o grămadă de lucruri, să încep să spun așa, nu, dar ar trebui să treacă un anumit timp. Și gândește că eu nici măcar n-am apucat să spun lucrurile astea, că tatăl tău a făcut niște săpături și a aflat înainte ca eu să îți pot spune. Păi și dacă ai văzut că a aflat prima oară de mașină, nu te-ai gândit că va afla? De unde? Cum adică de unde s-a aflat de mașină? Tu nu vezi că el mașina caută supreși praful? Mașina se întâmplase în ziua aia, înțelegi? Nu mă gândeam că o să afle ceva ce s-a întâmplat acum 14 ani de zile. Măi, bun, atunci și n-ai putut să-mi spui când ne-am întâlnit noi, nu știu, nu în prima întâlnire, ok, vrei să... Da, am înțeles ce vrei să spui. A doua, a treia, când am stat și am discutat, de ce nu mi-ai spus? Tu ai o șansă acum, Adrian, să demonstrezi cine ești tu, nu cine este tatăl tău. Chiar credeți că asta e o dragoste care o sutureze foarte mult? Eu vorbeam în general. Când va vedea că nu are ce să mănânce, cu ce să se îmbrace, a trăit într-un mare lux. În ce mod o să poți tu să te înțelegi cu părinții tăi atât timp cât există eu în viața ta? Dar nu trebuie să te înțelegi cu ei, trebuie să te înțelegi cu mine. Tu! Și să faci chestia asta, ar trebui să începi să nu mai minți. Credeți că un om normal la cap lasă tot ce are aici, toți banii, toată bogăția, ca să se ducă în ce? Nici nu mă gândeam neapărat la asta, mă gândeam la alte lucruri. Cu riscul de a mă repeta, cred că ce naște din pisică, șoareci prinde. Xenia, voi doar ce ați început relația asta. Gândește-te că el avea nevoie să te cunoască, să prindă încredere în tine și abia apoi ți-ar fi spus, nu vreau să-l apăr, a făcut destule greșeli. Este adevărat, nu este drept să te mint așa. I-am spus-o de la început și e vinovat. Probabil că ți-ai învățat lecția. Dar gândește-te că n-a avut efectiv nici timpul, n-a prins nici încrederea necesară. Probabil că simțea nevoia să descarce, pentru că ești cea mai dragă ființă. Crede-mă că toată copilăria mea am fost bagiocorit și toată lumea mă striga criminal din cauza tatălui meu. Nu și vorbi așa despre tatăl tău. Așa știi foarte bine, știi că eram în școala generală. Știi bine că 100% ai în inimă că tatăl tău n-a făcut asta. Atâta timp cât există acest 1%, nu e cazul să lovești numai în tatăl tău. Tu ai o șansă acum, Adrian, să demonstrezi cine ești tu, nu cine este tatăl tău. Și tu, Xenia, asta ar trebui să vezi. Ce demonstrează Adrian de acum încolo? Acum știi adevărul. Tu ai de ales în dreptul tău, el are de ales în dreptul lui cum trebuie să trăiască și cum alegeți să trăiți. Tu nu ești responsabilă pentru ceea ce cred părinții tăi despre Adrian, nici el nu este responsabil pentru ceea ce crede lumea despre mama, el. Mama, oricât de mult aș iubi eu nu i-aș cere niciodată să-și lase familia pentru mine. Este drept, nici nu i s-a cerut asta. Nici nu mă gândeam neapărat la asta, mă gândeam la alte lucruri. Nu vreau poate tu să fiu susținută financiar și așa mai departe, pentru că asta este problema lor numărul 1. Tu nu vezi că niciodată nu o să mă accepte ai tăi? Așa, și tu trăiești cu ai mei în casă? Nu, trăiesc cu tine, da. În ce mod o să poți tu să te înțelegi cu părinții tăi atât timp cât există eu în viața ta? Dar nu trebuie să te înțelegi cu ei, trebuie să te înțelegi cu mine. Tu! Și să faci chestia asta, ar trebui să începi să nu mai minți. Tu, în ce mod o să te înțelegi tu cu părinții tăi? Adrian, e cazul să vă liniștiți, să lăsați lucrurile să se limpezească, să stați puțin să nu luați hotărâri acum când sunteți așa de agitați. Și în timp lucrurile se vor așeza. Măcar acum, dacă ai ascultat de mine și ai încercat să te calmezi și să lași lucrurile să rezolve de la sine. Xenia are nevoie să stea să se limpezească, are nevoie să-și limpezească sentimentele, are multe de ales și de gândit. Cu riscul de a mă repeta, cred că ce naște din pisică, șoareci prinde. Bineînțeles. Deci clar, nu știu ce ați mai vrea ce să mai... Schimbăm, și dumneavoastră hotărâți cine e vinovat și cine e nevinovat. Eu nu hotărăsc cine e vinovat. Și aveți ideea asta despre viață. Eu cred că e mai bine pentru fata mea. Da? Corect, aici hotărâți ce e mai bine pentru fiica dumneavoastră, dar nu-i mai judecați pe alții, pe care credeți că îi cunoașteți după jumătate de oră de discuție.
și atât, nu vreau să se bage, se încurce cu mai știu eu cine și despre ce vorbim. Dar cum să nu-i jude dacă sunt implicați în familia mea? Și fiica dumneavoastră are 20 de anișori, ce o să faceți? Are 20 de ani, dar dumneavoastră la 20 de ani erați atât de matur? Eu nu pun aici în discuție cât de matur eram. Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă fiica dumneavoastră la 20 de ani hotărăște că vrea să plece de acasă, ce o să faceți? Dar nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Aici asta. Ok, am înțeles. Este mare, e majoră, dar nici chiar așa. Și nu se poate. Păi nu ne-am chinuit cu ea atât cum ca să facă ce vrea. Aici? Dar nu există așa ceva. Dar nu, cum în casa s-o noastră stai, nu se întâmplă că așa nu pleacă. Ea a fost o naivă. Dacă... Și nu considerați că greșiți? Adică nu se va întoarce împotriva dumneavoastră? Xenia... Eu consider nu că trebuie la să fac ce este mai bine pentru viața? Să ne facem datoria. Nu e greșit. Asta e datoria noastră și asta trebuie să facem. Chit că îi spuneți pe cine să iubească. Eu nu-i spun pentru pe cine să iubească. A, ideea cine este, e bun și cine spus, nu e bun. Ideea este următoarea. Dar are 20 de ani, de ce nu puteți să-i acordați un pic de încredere? O am să o pierdeți. Am să-i acord și... Ia, dar nu i-am acordat încredere? Cum să nu? A ieșit, s-a plimbat, a fost cu el, s-a dus, în dar până când am aflat... cu familia deci, asta. Deci așa ceva ce am în aflat, nu caz. Se poate. O luăm de aici încolo, dar în niciun caz... Și ce poate. Faceți că dacă fata e îndrăgostită? Da, e îndrăgostită, treacă. Dar dumneavoastră n-ați mai fost îndrăgostit, e îndrăgostită și acum ce să facem? Ce să le dăm mine? Să-i și căsătorim, să facă și un copil? Sau despre ce vorbim aici? O să-i treacă. Și dacă ea își dorește asta, dar dumneavoastră chiar credeți s-o că asta e dragoste? Asta dar e o nu e relevantă părerea care... mea. Ce dragoste eu încerc fi? Să vă ajut în situația asta, da? Da, și vă mulțumesc. Să vă pun un pic în situația ce veți face dacă fiica dumneavoastră sătulă să îi se spună ce și cum, își face bocceluța, așa cum a și intenționat, și pleacă. Chiar credeți că asta e o dragoste care o să dureze foarte mult? Abar o să dureze 2-3 zile, abar vă spun eu, am. Maxim o săptămână. Eu vorbeam în general. Când va vedea că nu are ce să mănânce, cu ce să se îmbrace. Uitați-vă și dumneavoastră ce casă, ce este în jurul nostru. Ce... Dumneavoastră, ea nu știu dacă vă... Ea a trăit într-un mare lux. Și e bine cât credeți că o să reziste așa? În casa aceea, care am înțeles că este o garsonieră și nimic mai mult? Și sunt vai de mama lor, cât credeți? Ia deci se va întoarce tot de aici. Sentimente, contează luxul și cașcavalul. A primit o educație de lux. Nu. Să ne înțelegem. Deci ea este obișnuită aici, în acest lux. Eu nu cred că ea va... E atât, acum ea este, are mintea în ceață, da? Vă spun eu că ea, peste câtva timp, se va întoarce sigur. Aici. E copilul nostru, îl știm. Nu are ce să facă, pentru că e obișnuit așa. Chiar credeți că un copil, un om normal la cap, lasă tot ce are aici, toți banii, toată bogăția, ca să se ducă în ce... Au mai fost cazuri, să știți. E, hai, domne, copii din filme, da? Niciodată. Au fost, e adevărat, vă dau dreptate, dar lăsați-mă, pentru mine astea sunt filme. Auzi, dar vreau și eu să te mai întreb ceva. Spune. L-am înțeles că nu ai bani. Dar okay. Cu ce bani mai scos tu totuși în oraș? Pentru că am mers în oraș și s-a cheltuit o sumă. Da. Da? Am făcut rost de bani. Cum? I-am împrumutat. Serios? Da. De unde? De la tine. De la mine? Da. Păi eu nu ți-am dat bani împrumut. I-am luat de acasă banii. Adică tu ai luat bani împrumut de la mine? Da, mamă, adu-ți aminte când făceam foarte mulți bani la facultate pe lucrări și plăteam eu întreținerea. Stai, Adrian, eu nu ți-am cerut atunci niciun ban, ai făcut-o pro bono. Ai făcut-o pentru noi. Tu ai luat din șifonierul meu. Da, și am, în ținea mea ai mi-am luat spus... tu din... Dar de ce? Am zis că să-i pun înapoi. Dar de ce nu i-ai spus dacă aveai nevoie? Că așa ai simțit i-am, tu, că ai vrut nevoie, să faci un gest frumos. Aveam nevoie pentru așa. Tine și am cerut și nu a vrut să-mi dea. Erau banii pentru întreținere, știi bine. Da, știu și am spus că o să-i pun înapoi. Deci tu ai ajuns să mă furi pe mine, Adrian. Nu, mamă, n-am ajuns să te fur pe tine. Tu ai ajuns efectiv să furi din propria ta casă, din... De la propria ta mamă. Eu care m-am chinuit atâta și te-am crescut. Eu care muncesc și îți ofer lucruri pe care noi nu le permitem. Te-ai gândit vreodată cât de greu mi-a fost să strâng banii aia? Cât de greu mi-a fost să nu mănânc dimineața? Cât de mult mi-am tras de la gură? Ca tu să ce? Să faci un moft? Ți se pare corect față de tine, față de noi, să faci asta? Cum te privești tu în oglindă când te-ai gândit că ai furat nu, propria ta nu mamă? Am, eu am, m-am gândit, știam ce, pentru ce sunt banii ăla. Tu nici acum nu conștientizezi ce ai făcut, Adrian? Când ai să înveți lecția asta? Mama, ascultă-mă, am luat niște bani, dar care ok, era, să care nu ne certăm aici, vorbim acasă. Da, ok, care n-are niciun rost. Ascultă-mă puțin, care ar fi problema dacă i-aș fi pus înapoi? Dar chiar ar trebui să fur, dar nu puteai să te împrumuți. Nu puteai să te împrumuți. Știi ceva? Eu m-am săturat de povestea asta. Văd că nu-ți bagi mințile în cap sub nicio formă. Eu, cu tine, dacă nu te schimbi, în casă nu mai stau. Să-ți fie clar. Da. Tu, din momentul ăsta,
ori îți înveți lecțiile, ori respecti casa în care stai și te porți cum te-ai purtat și până acum, ori dacă dai dovadă de același caracter, cu mine nu ai ce să stai sub același acoperiș. Punct! Ok. Pa! Păi cum ai putut, frate, să faci chestia asta? Cum ai putut? Băi, mă minți, ascunzi lucruri. Eu înțeleg că tu ai vrut să faci un gest frumos. Este extraordinar, dar așa ai mințit atâta până acum. Acum aș mai putea, mă, să mai am încredere în tine. Tu spui că mă iubești. Ce, mă, cu iubirea asta? Ce, că ce iubire e asta? Fur, minți, nu-mi spui de trecutul tău. Cum aș mai putea, mă, să am o dată încredere în tine? Cum aș mai putea? Vrei să spun adevărul? Da, de mult vreau. Am mințit pentru că dacă nu mințeam, tu nu te-ai fi uitat la mine deloc. Nu te-ai fi uitat la mine pentru că nu aveam bani. Nu știu, efectiv, nu te-ai fi uitat la mine și nu ți-ar fi postat de mine. Așa. Și n-ai fi ajuns să simți ceva pentru mine. Pentru că tu te-ai îndrăgostit practic de o minciună. Am înțeles. Am furat pentru că am vrut să-ți ofer măcar puțin din ceea ce ești tu obișnuită. Și trei, nu ți-am spus de tata pentru că mi-a fost rușine, deoarece toată copilăria mea am fost judecat după fapta pe care a făcut-o el. Acum tu decizi dacă mă ierți sau nu, sau dacă vrei să mă mai vezi vreodată. Păi la mine iubirea stă în felul următor. Iubirea de fapt e bazată pe încredere și eu încredere în tine nu mai am. Ok. Bine. Te-am pupat, pa. Pa. Adrian a greșit. Este evident. El a fost nevoit să dea explicații tuturor pentru ce a făcut. Mamei, iubitei, părinților ei, dar lui. Cine ar putea să-i explice de ce în viața asta unii au și alții n-au? De ce prietenul lui, care poate nu e cu nimic mai bun decât el, își permite anumite lucruri și el nu? Adrian nu va primi niciodată răspunsuri mulțumitoare și nici nu e bine să le mai aștepte. El trebuie să înțeleagă că, de acum încolo, dincolo de acest eșec, depinde doar de el să-și construiască o viață onestă și frumoasă. Ceva îmi spune că va reuși. De unde veniți, băi? De unde vii la ora asta? Chiar nu-mi vine să cred așa ceva. Uite-te la ăștia doi în ce hal sunt. Cine-i vinovat? Nevastă mea, că nu s-a ocupat de copii, deloc. Îl mai caută și poliția, doamnă. Doamnă, diriginte, iertați-mă, dar mă ia tremuratul. Păi să vă ia, doamnă, dar e prea târziu. Ai rămas acasă special să te ocupi de copii? Tu ești plecat toată ziua. Păi sunt plecat și tu ce faci? Care e relația? Unde ta ești? Cu ei? La shopping, la cafele? Pe bune. Normal că eu sunt vinovată pentru tot. Dar el că nu le acordă timp, nu e vinovat? Păi cum s-a auzit poliția la telefon când ai zis numele, am înnebunit? Am vrut să fie bine. De ce nu mai sunt soție pentru tine? Există pe pământ așa lucruri care, din păcate, au un termen de garanție. A, și eu m-am... Nu știu ce să fac. Hai, mama, omul ăsta ne ține în teroare pe toți. Trebuie familia să rămână unită.